Bună seara, stimați telespectatori. A mai trecut o săptămână de vară cu toate bunele și cu toate relele și iată-ne din nou împreună cu dumneavoastră și cu invitatul meu, inginer Paul Butnariu, care, sincer să fiu, merea și doar să-l văd, nu l-am văzut cam de multă vreme, dar e mult mai ocupat ca mine, președintele Camerei de Comerț și Industrie Iași. Stimați telespectatori, în această după-amiază o să discutăm despre o vară fierbinte și la propriu și la figurat. Dar, de fapt, o să discutăm despre economie, pentru că fierbințeala constă și în faptul că economia nu merge, că nu merge, ar fi ceva, dar este în picaj. Discutăm de faptul că spre cuvintele frumoase, ca să le spunem așa, bazate pe niște cifre măsluite, se încearcă să fim adormiți într-un fel ca să nu vedem realitatea. Numai că au un mare dezavantaj guvernanții ăștia noștri. Dumneavoastră mergeți la piață, dumneavoastră mergeți la medic, dumneavoastră mergeți pe stradă, dumneavoastră folosiți mijloace de transport, dumneavoastră cunoașteți viața reală. Ei, când dai drumul la televizor, parcă citesc de undeva, parcă au o imaginație. Și să vă spun de ce. Știți că se spune că anul ăsta vom avea 5%, până acum vom ajunge la 5,6% și așa mai departe. Am găsit ieri am primit niște informații despre ceea ce spune Banca Mondială despre România. Cifra nu este umflată o dată, de două ori, de trei ori, ci de 10 ori. E vorba doar de 0,5%. Povestem azi unui coleg ziarist de la un alt post de televiziune și îmi spune, dar e bine și atât, că e cu plus. Și am spus, băi Vasile, e foarte bine, nu că e bine, că cel mai greu e să scoți căruța din groapă. Dacă ne ducem aminte, domnule președinte, de 1968, da? Nu 68, vorbesc prostii, 86-87, când am tras tare de tot să scoatem căruța din groapă. Inflația, pentru cei care nu și-aduc aminte, era de 200%, aproape 200. 98. Cât? 98. În 98, da, în 96. A început criza pe 96, s-a dus. Și atunci au trebuit niște sacrificii formidabile. Acum, nu e mare, e vreo 30%. Dar are loc o pauperizare și o să vă explic în cursul discuției cu domnul inginer Paul Butnariu, președintele Camerei de Comerț și Industrie, are loc o devalorizare mascată a capitalurilor sociale, mai bine zis a veniturilor populației și, de ce nu, a economiei. Fără discuție că vremurile care trăim sunt incerte, vulnerabile, sunt o serie de ficțiuni care ne împiedică să revenim la normalitate. Normal este să te scoli dimineața, să-ți iei micul dejun, să-l mănânci sau să-l iei la pachet, să te duci la serviciu, să ajungi acolo cu toți nasturii, așa, să te apuci de treabă cu zâmbetul pe buze, să termină ziua de muncă, ai plecat, ai ajuns în familie sau faci ce mai faci după amiază, vine weekendul, faci ce faci, te duci la muncă la țară sau te duci, te plimbi undeva și când e ziua de leafă, ți-ai bani și cu banii respectivi poți să te întreții, să plătești chirii, întreținere, lumină, căldură, astea s-au scumpit enorm, energia electrică, da? Și normal este să pe munca ta să ai grijă cât mai puține. Astea sunt normalități. Astăzi totul este, de fapt, dacă ne gândim și la deciziile, mă refer doar de economie, și la deciziile luate, mie mi se pare un haos care ne duce în hău.
Domnule președinte, vă dau cuvântul, știu că opinia dumneavoastră e puțin diferită față de a mea, dar vreau să vă spun că de data asta am vetit atât de înarmat, adică am studiat foarte mult, încât dacă o să încercați să vă contrazic, am 100 de argumente în sensul la ce am spus eu până acum, ca un preambul. Bineînțeles, totul este o discuție prietenească între noi, doi oameni care ne cunoaștem de foarte multă vreme și care am muncit împreună pentru foarte multe lucruri. În primul rând, bună seara tuturor și mă bucur și mă onorează invitația dumneavoastră, chiar așa cum ați spus, nu ne-am văzut de mult, ne era dor. Sigur, știți foarte bine că eu nu totdeauna sunt de acord cu acest stil, să spunem, jurnalistic pe da, care îl... Da, ai o poziție, publică da, și rolul tău e mai dificil, da. Da, poziția noastră publică se referă și la datele statistice, pentru că vrem, nu vrem, până la urmă, pe datele astea discutăm. Referitor la ceea ce da, știi cum e cu statistica? Prezumat... Bun, haideți totuși să... În România, avem, nu? Fiecare avem, mănâncă câte un pui, unul mănâncă doi și altul da, niciun. Da, da, just, da, din da. Punctul acesta, tocmai asta vreau să precizez. În introducerea care ați făcut-o dumneavoastră, sigur că sunt într-o oarecare măsură datele corecte pe care le-ați menționat. Dar ne așteptam la această chestiune. Nu era o chestiune imprevizibilă. Datorită faptului că statul român și statele în general s-au împrumutat atât de mult, acești bani, anul trecut, au intrat foarte bine, cum bine știm, în piață. Mai mult, anul trecut, au fost și împrumuturi ale firmelor și ale persoanelor private. Ei bine, toți acești bani acumulați, sigur că pun presiune pe ceea ce înseamnă prețuri. Adică pe ceea ce, în definiție economică, se cheamă inflație. Ceea ce este ușor inexplicabil pentru noi este această creștere a energiei, a prețului la energie. Practic nu se justifică această creștere a energiei decât probabil urmarea unor încercări ale companiilor furnizoare de a-și recupera pierderile de anul trecut. Părerea mea, cred că acesta este justificarea. Sigur, nu debordează de etică, de moralitate, firmele, companiile multinaționale care încearcă să-și scoată toată pierderea de anul trecut, sau mai bine zis, profitul pierdut anul trecut, pentru că multe n-au ajuns pe pierdere, să încearcă să-și scoată profitul de anul trecut prin majorarea prețurilor anul acesta. Este o tendință clară, este o tendință a companiilor multinaționale, dar dacă vreți, și companiile românești au molipsit de acest lucru. Spuneam de energie, tendința pentru că nu este... mondială. Pe asta spun. Companiile multinaționale, dar și companiile românești. Nu, nu. Sigur, prețurile trebuie nu sunt majorate doar în România. Absolut, absolut. Pentru că economia mondială este condusă de aceste da. Companii este, multinaționale. Este clar că avem eu știu, o legătură umbilicală cu tot ceea ce înseamnă de data asta. Companiile mari, furnizoare de energie, furnizoare de gaz, furnizoare de utilități. Dar, repet, lucrurile erau previzibile. Sigur, perfect. Știți de acord că în 2008, la criza mondială, România a trecut ușor. Nu era integrată în sistem. Nu. Știu domnule, exact. România atunci a avut o scădere de aproape 20% a față de restul, producției, cât a fost a producției, de mare. Tot ceea ce influența Uniunii Europene asupra economiei românești a fost mai mică atunci. Vă combat cu cifre. Noi exact. Eram membri în Uniunea Europeană și atunci noi încă nu eram dependenți într-o măsură mai mare. În sensul ăsta am spus că atunci criza ne influența mai puțin. E adevărat, dar noi atunci am avut o cădere economică dramatică mult mai mare decât cea de anul trecut și posibil cea de anul ăsta, pentru că din previziunile și din ceea ce știm cu toții, așa anul ăsta este un an foarte periculos, dacă nu chiar mai periculos economic decât anul trecut. Dar revenind, noi ne-am, România și-a revenit, sau Iașul, dacă vreți că vorbim strict la datele statistice pe care le am de la Iași, Iașul și-a revenit după criza din 2008-2009, abia prin 2014-2015, după 6-7 ani, noi am reușit să revenim la cifrele dinainte de criză. Și avem datele statistice pe care le găsiți cu toții în breviarul județul Iași coordonat și întocmit de Camera de Comerț și Industrie Iași. Domnule președinte, spuneați că anul trecut s-au consumat bani și s-au băgat în consum, ce? În consum, nu în investiții. Dar creditele se iau pentru consum? La noi, în România, da. Și e normal așa? Nu.
Nu. Nu. Credile pentru ce noi să strigăm, iau, ca să știe și oamenii ăștia noi strigăm care se uită ca din gură de șarpe, nu de anul trecut. Strigăm din ultimii 5-6 ani de zile, de când cheltuielile de consum ale românilor și ale României au crescut exorbitant, nu pe investiții, nu pe consumul intern, a producției interne, a produselor furnizate de către furnizorii noștri români, românească. De către economia românească, ce pe importuri, pe îndatorare. Cu alte cuvinte, cum am mai spus, noi muncim aici în țară, fie că împrumutăm bani, să le menținem locurile de muncă, fie că împrumutăm bani, fie că îi muncim cu muncă cinstită, toți acești bani pe care îi adunăm noi românii, îi băgăm în consum, consum de produse din import, de așa manieră încât am ajutat la creșterea economiei Poloniei, Ungariei, Germaniei, nu mai spun a Chinei, care e cel mai mare importator sau e cel mai mare furnizor, cel mai mare deficit comercial pe care îl are România cu China. Atipic, dar nu ne luăm acum de China, unde toată lumea are deficit. Dar subliniez, toți banii care i-am muncit noi sau i-am împrumutat noi, i-am băgat preponderent 90%, peste 80-90% i-am băgat în consum, am luat orice produse, dacă am vreți, dar nu... Am obținut o creștere economică statistică. Bun. Creșterea economică este statistică, dar să fim realiști, totuși se reflectă și în buzunarul românilor, că dacă n-am avea... Care? Domnul Dobre, dacă hai n-ar fi bani în piață, omule, n-ar fi inflație. Cu 100 de lei în piață anul trecut, vineai cu ceva, când te duci anul ăsta, vii cu aceleași cantitate de produse? În coșul zilnic sunt produse care au crescut cu 25%. Acolo e altă chestie. Acolo e jocul cu pâinea, că mâncăm multă pâine. Nu, și acolo a crescut. Păi pâinea a crescut cu peste 20%. Pâinea? Da. Pâinea pusă în coșul zilnic a crescut. Aseară președintele companiilor din România, așa spunea că o pâine de 500 de grame, eu aveam exemplu cu aia de 300, costă preț de producție 2 lei, 2 lei și 10. Și întreba generic, cum întreb și eu, știți cât costă la magazin? Și ei spuneau că 4 lei, cel puțin 4 lei. În situația asta, asta e pâinea care merge în supermarketuri, deci la multinaționali. În situația asta, să câștigi 50%, 100% la un produs, asta nu e economie de piață. Asta înseamnă cartel, înseamnă o înțelegere pe sumână și așa mai departe. Și tot aseară a apărut frumușelul ăla cu mustață la concurență și m-am uitat la el și sincer să fiu, dacă ar fi fost el în față, aruncam cu ceva în el. Dar fiind pe la televizor, mă gândeam că îmi stric televizorul. Deci, și ca să continui pe aceeași temă, mi s-a întors stomacul pe dos când am văzut că în primele 6-7 luni avem o creștere de 26%. La ce? Unde e manipularea? Așa. Unde e manipularea? Față de ce? La ce? Și dacă nu comparăm mielul cu taurul, compara față de un an înainte. Păi dacă la pandemie s-a închis toată economia românească, tu după un an de zile te lauzi că e o creștere, dar e normal. Dacă anul trecut economia n-a funcționat, a fost aproape zero, cum pot să mă laud eu cu 26%? Asta ca manipulare. Deci nu dau în statistică. Statistica, să știți că este o știință și mie mi-a fost dragă și utilă. Da, nu pot să nu intervin. Economia n-a fost la pământ. Ești... N-a fost la pământ. Anul trecut și eu repet. Noi acum întocmim breviarul economic al județului Iași și topul firmelor din județul Iași. Pe bază de bilanțuri depuse la ANAF de către firmele ieșene. Nu de către firmele nemțești, nu de către firmele rusești, nu de către firmele americane, ci pe baza bilanțului întocmit de firmele ieșene. Dacă firmele ieșene au mințit la depunerea bilanțului, atunci avem date deformate. Dacă firmele ieșene au comunicat datele corecte, ceea ce eu cred că așa este, avem date corecte. Din aceste date corecte, pe total economie, ca cifră de afaceri a firmelor care și-au sediul social și codul CAIN în județul nostru, economia Iașului a scăzut cu 2%. Atât, domnul Dobre. Atât. Cifra de afacere a firmelor din anul 2020 față de aceeași cifră de afacere a firmelor din anul 2019 este de 98%.
Asta este. Statistica... Statistică. Nu. Aveți răbdare. Nu. Aici nu mai vorbim de statistică. Vorbim de bilanțuri. Bilanțuri. Hai să vorbim de adunate. Uite, atenție. Uite, în cadrul acestui... Nu, ascultați-mă. Te ascult. Păi, în cadrul acestui conglomerat care reprezintă economia ieșeană, sunt ramuri care au scăzut foarte mult. Mai mult, cel da? Mai puțin. Horeca, de exemplu, a scăzut cu 34%. Da? Industria ieșeană a scăzut cu aproape 20%. Dar, pe de altă parte, de exemplu, IT-ul ieșean a crescut cu 12%. Construcțiile în județul nostru au crescut cu aproape 10%. Comerțul a crescut cu 3% și așa mai departe. Ținând cont de aploarea comerțului în PIB-ul nostru, sigur că influența comerțului este mare. Cum am făcut noi acest comerț? Revenim la ce am vorbit mai devreme. Nu discut acum. Dar subliniez, pe datele depuse la bilanț de către firmele ieșene. Exact. Pe datele impuse de bilanț de către firmele ieșene sunt corecte. Numai că acel bilanț a inclus și devalorizarea, inflația de 30%. Scumpirea prețurilor s-a prins și în bilanț și în raportări. Păi dacă eu am crescut cu 26% față de 2019 și inflația de 30%, creșterea asta nici n-a acoperit devalorizarea. Și ce se întâmplă? Dar ca să vedeți mai departe. Inflația asta duce la pauperizarea atât a individului, care se duce la piață cu 100 și cumpără cu 30% mai puține produse decât în alții, și pauperizarea firmelor comerciale, pentru că și ei cu aceste prețuri. Vă dau un exemplu. TVA-ul. Da? TVA-ul. 19%, da? Acum, fără inflație, fără creșterea prețurilor, un produs de 100 de lei te costă 119 lei. Da? Când pun ăștia 30% inflație, la 100 de lei mă costă 130 de lei, plus TVA-ul care numai 19% la 130 de lei mai este încă 25 de lei, în total produsul mă costă 155 de lei. Deci statul, bunul nostru stat, ia cu 55 de lei mai mult, numai la TVA, la 100 de lei. Așa, față de ce a luat un an. Iar astea adunate ne dă creșterea economică. Cu creionul mână, prietene. Nu. Păi dumneavoastră ați luat o inflație 36% care este inexistentă. Dacă ar fi 36%, cu cât ar fi 36% am luat-o. Sau 30%, da. Cu cât a crescut, o fi la un produs, o fi la cu două. Cu cât a crescut la energie? Nu. La energie. Da, dar energia nu este principalul. Sau energia intră în tot. Intră, dar nu intră 100%. Deci impactul energiei într-un produs este de 10-12%. Oțelul beton, da. Prietene, că asta e meseria ta. Asta e altceva. Deci, spune cu cât s-a scumpit. Aici este altă situație. Spune-te deja cu cât s-a scumpit. Asta nu e inflație. Prețul s-a dublat. Este dublu. Da, așa. Dar asta nu este inflație. Asta este o conjunctură, ce am zis eu mai devreme, s-a scumpit energia, este o creștere nu datorită, datorită. Intră în bilanțurile contabile. Va intra anul următor. Păi da, la 2020 nu s-au scumpit prețurile, s-au scumpit exact din ianuarie 21. Dar revenind, eu sunt de acord cu dumneavoastră că această inflație sigur că duce la pauperizare și la diminuarea banilor pe de care acord, avem. De acord. Da? Și persoana problema fizică este și societăți comerciale. Problema este acum de impactul pe care îl are această inflație. Eu când v-am vorbit de cifre de afaceri, vă vorbesc consolidată în euro. Conform. Nu, dar în euro. Și euro știți foarte bine că merge România după... În România nu încă se ține cifra de afaceri după, în euro. Bilanțurile încă se fac apropo, în lei. Apropo, știți foarte bine. Telecomunicațiile, telefoanele și energia le plătim în euro, pe care firmele le transpun nu în 4,93 lei de bani cât e euro la Banca Națională, apropo, 5 lei și 5 era bani. Cineva ne grăbeau să intrăm în... Bun, asta este o chestiune care rămâne de discutat. Ce să eram nenorociți de tot. Bun, s-a văzut că totuși... Dacă nu te duci pregătit acolo, te mănâncă. Absolut. Păi de asta spun că e o chestiune discutat. Noi încă nu suntem la performanța economică și eram aproape de a intra în sistemul euro. Dar vrem, nu vrem,
va fi în anumit moment, va fi în avantajul nostru să intrăm în euro, dacă vom avea, sigur, dacă vom avea dacă o economie performantă. Dacă se continuă să fim tratați ca colonie, fără respect, noi trebuie să fim cei care luptă pentru noi. Nu trebuie să așteptăm îndurare de la nemți, de la suedezi. Ei lucrează cu mâna noastră. Da. Repet, de ce alte țări, de dimensiunea și de cum spune, aproape cu te istoric, la Polonia, istoricul Ungaria, nostru, Slovacia, da? Cehia. Eu mă refer acum, dacă vreți, la Bulgaria. Și la Bulgaria, da? Care și-a Bulgaria ați văzut că ușor, bun, dând deoparte, sigur, probleme care le au ei, că au acum nu știu câte alegeri anticipate, numai, dar vorbesc așa, ca principiu, cu Bulgaria, ușor, vine puternic din urma noastră. Prietene, și la ora asta noi avem deficit comercial cu Bulgaria. Hai să aducem aminte de ceva. Ți-aduce aminte că Bulgaria a clacat la un moment dat și s-a băgat marca, leva lui a dispărut. Bun, da. Deci ei suferă de 10-15 ani în urmă până s-a ajuns mai jos de atât ani puteau să ajungă. Nu puteau ajunge. Păi da, asta e soluția. Just. Piștut, leu nu mai are nicio valoare, dar totuși, și de la capăt cu altă monedă. Cu eforturile lor, ia ca că noi avem deficit comercial cu Bulgaria. Eu mă refer strict la relația noastră. Treaba lor ce au făcut acolo. Că și-au terminat două autostrăzi, noi n-am terminat, da? Să avem o autostradă care se merge la cap la coadă, ei și-au terminat două autostrăzi, avem deficit comercial cu Bulgaria, importăm produse de panificații cu deficit. Asta e specialitatea ta, hai, te rog. De ce am încheiat contractul ăla cu Bechtelul și plătim penalizări la Bechtel, care n-a făcut nimic? Eu am mai spus-o, chiar dacă nu este, poate, nu convine unora, sau mă pot spune că bat câmpii. Eu sunt de părerea următoare. Dacă acel contract cu Bechtel era terminat, la valoarea contractată, cu o marjă, nu cu penalizări, ci cu note de comandă, cu biluri, cum le se spune în domeniu, da, ne mai costa poate 1 miliard de lei. Dar spune de ce? Pentru că nu poți să prevezi absolut. Când e vorba de 100 de miliarde, prevezi totul. Și mai vine o diferență în momentul de 1-2%. În momentul în care faci un contract care înseamnă proiectare și execuție, ai deja o marjă destul de largă a ceea ce înseamnă valoare. Nu poți să prevezi, cum ați spus dumneavoastră, peste ce tip de greutăți, peste ce pe tip unde de probleme. Și exact. Pe unde trec liniece. Ce case trebuie să dărâm? Ce, eu știu... Revenind, ca să răspund foarte clar la chestiunea asta, părerea mea, argumentată sau mai puțin argumentată, cum vrem să o spunem, este că dacă acel contract cu Bechtel era terminat, noi la ora asta aveam autostradă pe care ne puteam deplasa civilizat, chiar și noi ăștia din Moldova, să spunem așa, pentru că dacă se făcea Bechtel, automat noi, cei de aici la Iași, puteam să ridicăm vocea și să ne cerem dreptul pe care îl avem conform PIB-ului pe care îl aducem la PIB-ul total al României, al aportului Iașului. Da? Noi... Nu chiar așa se pune problema. Păi eu o pun așa, eu o pun când permit. Sunt întru totul de acord cu tine. Așa, am plătit penalități, i-am dat despăgubirul lui Bechtel. Dacă mergeam mai departe cu el, eram mai câștigați. Da. Ceea ce persistă la noi și se propagă așa ușor, adică nu ușor, s-a propagat, că nu se mai propagă acum, ideea a fost că doamne, Bechtel a vrut să dea țeapă. Eu nu cred că Bechtel a vrut să dea țeapă, pentru drept dovadă că Bechtel există în continuare ca și companie mare. Bechtel a făcut autostrăzi și în Serbia și în Croația. Dar n-a putut să-i păcălească, pe noi ne-a păcălit. Pe noi, nu. Sau pe noi ne-am oferit să fim păcăliți. Contractul care l-am făcut cu ei... A fost un contract. A fost un contract prost întocmit, făcut pe genunchi, un contract prin care noi am crezut că în felul ăsta răsplătim intrarea în NATO și așa mai departe. Nu este adevărat. Ăla trebuia să fie un contract. Uite, eu n-am vrut să spun așa. Un contract și atât, de execuții de lucrări ca să terminăm autostradă. Pe care Bechtelul, să știți că era în stare să o facă. Cu turci, cu... Prietene, s-a aruncat așa mișorarea impozitului pe salariu minim în economie. Sigur că te crucește așa un pic când o guvernare liberală vorbește de o reducere de impozit pe salariu minim. În primul și în primul rând că de momentul ăsta nu mai putem vorbi de o cotă unică. Noi tot am luptat ultimii, cred că avem 20 de ani, aproape 20 de ani de când aveam această cotă unică, care alături de, să spunem, scutirea pe impozitul
pe impozitul pe venituri a IT-știlor a adus totuși o stabilitate și o predictibilitate în ceea ce înseamnă piața muncii, pe de o parte, pe de altă parte veniturile statului, pentru că și statul trebuie să-și facă un buget. Da? În principiu, sigur, nimeni n-ar avea nimic împotrivă dacă s-ar reduce salariul pe impozitul pe salariu minim. Putem spune, da, domnule, mai dăm 16%, 10%. Dar se încalcă un principiu. Da. Dar, exact, atunci și nu se rezolvă o problemă. Și nu se rezolvă problema. Așa este. După părerea mea, este ceea ce mediul de afaceri spune că este necesar un salariu minim, pentru că trebuie totuși să avem grijă ca să nu lăsăm la latitudinea patronilor, și să facem așa, o paranteză, în toată lumea este absolut un salariu așa minim. Este. Nu la salariu pe lună, ci la, la preț orar. Da, la salariu orar, da. Ăsta sunt și termene de comparație în Europa. Iar noi încă suntem departe de un salariu minim pe mediu european. La nivelul Europei, da. Suntem departe chiar și de salariu minim din Polonia și din Ungaria. Încă suntem și departe. Și prețurile la noi sunt mult mai mici decât acolo. Bun. Dar e nevoie de o creștere a salariului minim decât de o desfințare sau o diminuare. Eu cred că spui că e nevoie de o creștere de productivitate. Aia este sine qua non, nu putem. Vedeți, noastră, noi toți vorbim de creștere de salariu, mai mărim, mai dăm nu știu ce, dar nimeni nu spune că productivitatea în România trebuie să permită această creștere. Bun, acum și inflația te ajută, să zic între ghilimele, ajută guvernul, spune, da, domnule, trebuie să mărim salariul minim. Sigur că dacă ai inflație de acum de 7-8%, cât probabil va fi inflația reală la sfârșitul acestui an, este necesar să discuți și despre majorarea salariului minim, care, apropo de ce spuneați dumneavoastră și de energie, da? Această majorare a salariului minim cu siguranță are efect și în ceea ce înseamnă formarea unui preț sau a prețurilor în general. L-am văzut pe ministrul agriculturii azi noapte. Era cu Ionuț, cum îl mai cheamă, pe postul național. Da, discutăm după pauză. Deci pauză de publicitate.